Deci în condițiile astea, în care un monument istoric ajunge la o familie care după aceea nu mai dă ideea. Da. Deci nu mai dă ideea. Nu poți să-i dai nici amenzi, nu poți să discuți cu el. Exact. Dar el deodată la 5 ani vine și plătește impozitul. Da. Pe teren și pe casă. Da. Practic e un blocaj total. Da, este un blocaj total. Și de aceea singura variantă pe care am găsit-o potrivit legii este exproprierea. Singura variantă fezabilă în momentul de față. Cum funcționează o expropriere la nivelul acesta al monumentelor istorice? Că dacă faci o autostradă, da, știm, da, dacă, da, nu știu, ce mai faci? Practic merge pe procedura asemănătoare. Se face o evaluare a imobilului, dar o evaluare după criteriile specifice monumentelor istorice, de specialiști atestați, da, experți atestați. Se face o comisie la nivel de autoritate locală, fiind autoritățile locale fiind cele care pot derula această procedură. Și se stabilește un cuantum al sumelor care trebuie acordate proprietarului pentru ca statul să preia această clădire. Bineînțeles, și în funcție de starea de conservare, că nu poți să dai bani pentru o clădire care arată, care este în precolaps, la fel ca pentru o clădire care este în stare bună de conservare. Vei primi mai puțin bani. Dar, cel puțin, fiind obiective de utilitate publică, aceste clădiri pot fi salvate. Pentru că dacă le lăsăm așa, le vom pierde pe toate. Asta este soarta lor.